Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 24 de data aceasta, la o săptămână de la precedentul film și am zis că revenim cu... 24 decembrie. Da, 24 decembrie 2021, fiindcă nu cred că vom mai repeta lucrul ăsta. Deci vor fi filme unice. Și continuăm cu treaba. Mai avem de ridicat câteva colonii de albine. Avem minus 7 grade, suntem la vreo 20 de kilometri de orașul Brașov. Trebuie să pregătim lada? Da, pregătește lada. Nu deschidem cuibul până nu avem totul pregătit. Adică... trebuie să pregătim totul și când e totul gata... atunci deschidem să... operațiunea n-ar trebui să dureze mai mult de 2-3 minute. Cum... lucrăm destul de repede, adică albinele să fie expuse cât mai puțin. Vezi că e mare ăsta. Trebuie să avem grijă. Deci treaba asta nu se poate face când are puiet. Deci, noi acum nu avem puiet. Sigur nu e puiet. Albina amorțită, da? La 5-7 grade în cum îi zice, în hibernează în momentul ăsta. Deci, acum... gemul e mult mai strâns ca săptămâna trecută. Stai că ne trăie satul de iute și e într-una dintre lăsi și nu știu unde sunt. Până atunci trebuie să înțelegeți că nu vom mai repeta acest lucru, e de înțeles. Poate mai avem și alți clienți care apreciază albina noastră sănătoasă. Da, dar nu mai am de vânzare. Poate la anul. Poate în anii următori. Cei care vor urmări. Și bineînțeles vom vinde clasici, primăvara cum se face. Noi acum suntem, noi ne cunoaștem de mai mult timp și ne permitem să facem acest lucru. Fiecare cu avantajele lui până la urmă. Iernarea este simplă cu cartoane. Scuzați încă sunt cu spatele, dar trebuie să luăm tot ghemul. Putem muta un pic camera. Uite la teren și... a pus în cu spatele și atunci o să fie... Da, nu contează. Mutăm, o să mutăm aici. Să se vadă bine. Să nu vă speriați. Operațiune, cine n-a văzut primul clip, trebuie să vadă și să înțeleagă și la mine pe canal și la dânsul clipul de săptămâna trecută. Este o repetiție. E o repetiție. Ghemul este cam așa, 2-3 și 2-4-6-7. Da, acum e adunat tare. La minus 7 grade este super strâns, dar are 2-3. Avem aici rame pentru dezvoltare. Pentru unii e pe 6, pentru unii e pe 9. Rame. Deci minus 7 grade, să nu uitați, da? Asta este. Și cred că albina văd că nu-i deranjată foarte tare. Față de atunci când avea minus 3, ne băzăiau câteva, pierdeam în zbor, acum văd că nu mai pierdem niciuna în stilul ăsta. Poate doar pe fundul lăzii vreo 5. Deci, cu alte cuvinte, să înțeleg că e mai bine la cât temperatură să fie cât mai frig. Dar să nu înceapă ponta cum e în ianuarie, februarie. Aici putem scutura albina, pentru că îi bagă în mașină la căldurică, semi-căldură, între 12 și 14 grade. Aici nu avem voie să cadă nicio albină, pentru că aici rămâne. Ia, aici te descurci mai bine. Doar îndepărtăm un pic ramele. Ca să le putem ridica. Le ridicăm pe toate grămadă și ca să putem cuprinde cu 4 mâini, cele din margine, le ducem din aici. Nu mai, aia, da? Putem? Nu, 6 n-am luat niciodată. Nu. Am luat 5. Trebuie să nu uiți, da. Deci ca să fim siguri că și sunt foarte grele, că are foarte multă miere, preferăm, în funcție de cât de mare e colonia, două să le ducem dinainte și aici e important să marca, nu e pe margine, e pe mijloc, dacă oricum poate să treacă de pe o ramă cu alta. Haide. Pentru că are găuri.
Gheia? Se simte la mine. Frate. Mai e ceva în ladă? Mai sunt câteva, da. Nu știu dacă merită riscul. Pentru 5 albine, nu poate să deranjezi toată colonia. Am 10 albine în aer și 5 în ladă. Îl duc la mașină și revenim.